Tămâia o rășină aromată cu origin în arborigenului Boswellia a captat atenția oamenilor de-a lungul istoriei datorită ritualurilor religioase, dar și proprietăților sale terapeutice. În ultima vreme, interesul pentru beneficiile potențiale ale tămâiei s-a concentrat și asupra capacității acestea de a aborda cheagurile de sânge la nivelul capului. Astăzi explicăm ce este tămâia, cum poate influența această coagulare a sângelui și ce spun studiile. De-a lungul timpului călugării au fost cunoscuți pentru tratamentele lor tradiționale, iar părintele Lefterie de la Mănăstirea Dervent nu face excepție. Acesta a prezentat un tratament pentru durerile de cap bazat pe tămâie și miere de albine, considerate două dintre cele mai puternice medicamente naturale. Potrivit acestuia, acest leac are puterea de a elimina răul de la nivelul capului, de a atenua durerile și de a contribui la vindecarea vaselor de sânge sparte. Tămâia este o substanță rășinoasă obținută din arbori precum bosvelia sa sau bozvelia serata, cunoscută pentru aroma sa distinctivă. Utilizată tradițional în ceremonii religioase și practici de vindecare, tămâia a tras atenția și în cercetarea medicală modernă. O metodă tradițională de utilizare a tămâiei în tratarea durerilor de cap implică combinarea acesteia cu miere. Se spune că acest remediu, aplicat pe cap și lăsat să acționeze până la uscarea completă a mierii, poate contribui la tratarea durerilor de cap, sechelelor după traumele la nivelul capului, vaselor de sânge sparte și cheagurilor de sânge. Aceste efecte benefice sunt atribuite proprietăților antiinflamatoare, cicatrizante, antiseptice și sedative ale tămâiei. Un aspect interesant al tămâiei este legat de compușii săi bioactivi, care pot avea efecte antiinflamatoare și anticoagulante. Studiile au evidențiat potențialul antiinflamator și anticoagulant al unor compuși din tămâie, în special în cercetările realizate pe animale de laborator. Cu toate acestea, exploatarea rezultatelor la oameni necesită cercetări suplimentare. Înainte de a introduce tămâia sau orice alt supliment, în regimul zilnic este crucial să consultați un profesionist în domeniul sănătății pentru a evalua riscurile și beneficiile, mai ales dacă aveți condiții medicale preexistente sau luați medicamente. Relatează click.ro